Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Seria sfâșietoare în care se pregătește să blocheze publicul pe ecran cu povestea sa dramatică va aduce pe ecrane povestea încărcată emoțional a unui bărbat cu o tulburare de personalitate și a unei femei care încearcă să țină viața cu copiii ei. Proiectul, care reunește Aica Bingol, Alp Navruz, Irem Helvacolu, Mesut Acusta, Stele de Succes, cum ar fi numele Dilara Axtecoiec, Cemal Toctaș, Bichter Dincer, Erhan Alpai, Ilaida Ildrâ, Maestrul nume Serdar Gozlekli este așezat pe scaunul de director de inima o fundătură serie, în timp ce Ayla Hakoular și Vilmer Znar au scris scenariul. Dacă ai ști cât mi-a luat să mor, unele povești încep la sfârșit. La fel ca povestea Paradisului. Era o femeie care a tăcut toată viața, era violentă, speriată, a renunțat. Înainte să moară, a lăsat o scrisoare în urmă, un ultim strigăt, dacă ai ști cât mi-a luat să mor.